Bună ziua! Acest videoclip este o etalare generală. Avem două variante, varianta numărul 1 pomișorul, varianta numărul 2 ulcica roșie. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Și o să vedem în primul rând, prima variantă, ce vrea să ne spună această etalare generală în legătură cu situația voastră. Hai să vedem ce vrea să ne spună. Wow. La voi văd că sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le auziți. Probabil voi deja știți anumite lucruri, dar poate că nu vreți să le luați în considerare și aveți nevoie de un sfat, aveți nevoie ca cineva să vă scuture, aveți nevoie de cineva care să vă spună puțin lucrurile, poate un pic mai dur pentru a înțelege ce se întâmplă de fapt în situația voastră. Nu pentru că voi nu știți exact, doar că parcă așteptați să se schimbe ceva, așteptați ca lucrurile să stea puțin altfel. Văd că voi ați ajuns într-un punct al disperării, într-un punct în care lăsați cumva toate lucrurile la voia destinului, la voia Universului, la voia lui Dumnezeu, indiferent cum vreți voi să numiți această situație. Într-adevăr, treceți printr-o perioadă mai grea. Sunt lucruri pe care poate le-ați lăsat în urmă, sunt lucruri pe care le-ați abandonat, oameni poate pe care i-ați pierdut. Însă, acum sunteți într-un moment în care aveți impresia că voi nu aveți fericire sau că pierdeți toate persoanele dragi și rămâneți singur-singură. E ca și cum vă gândiți că pierdeți tot ceea ce iubiți. Aici unii poate ați pierdut persoane, alții poate ați pierdut un job la care țineați foarte mult, o afacere și așa mai departe. Aceste lucruri, să știți că nu au fost întâmplătoare, ci au fost ca să învățați o lecție. În primul rând, la voi, aș putea să spun că lecția pe care ar fi trebuit și ar trebui să o învățați este legea egoismului. Știu că poate sună puțin ciudat sau puțin dur, dar trebuie să învățați aceste lucruri. De ce? Pentru că aveți în jurul vostru persoane, în primul rând o persoană din zodie cornută, cum ar fi Berbec, Taur, Capricorn, dar bineînțeles că mai pot fi și alte zodii, cum ar fi Fecioară, Vărsător, Balanță, Pești, da? Sau să fie alte zodii cu ascendent în zodiile pe care le-am enumerat, persoane care cumva vă fură din abundență. Se dau adevărați prieteni, dar de fapt nu sunt așa cum voi credeți. Voi ați lăsat totul de la voi, ați dat totul. Ați fost acel gen de persoane care în momentul în care, indiferent că a fost prieten, că a fost străin, că a fost parte din familie și a venit și a spus dă-mi că am nevoie în secunda asta, voi ați dat tot ce ați avut. Dacă ați putut chiar să poate să vă și împrumutați de la alții pentru a ajuta această persoană, ați făcut-o fără doar și poate, fără echivoc, fără limită, fără. Da? Însă, aceste persoane n-au știut decât să profite de pe urma voastră. Aici nu ar fi nimic exclus dacă inclusiv soțul sau soția, iubitul, iubita, partenerul, partenera, frate, soră, da? Poate să fie orice persoană care a fost în jurul vostru, care a luat bani de la voi și i-a dus în altă parte. Aici se mai poate întâmpla să fie cazuri când soțul sau soția, exact ce spuneam mai devreme, a luat din bani din casă și i-a dus la amantă. Da? Deci
toată lumea cumva aici a profitat de pe urma voastră. Voi acum ați ajuns într-un punct în care nu e că nu aveți ce vă trebuie, nu e că nu încasați bani în continuare sau că stați rău din punct de vedere financiar, poate că nu mai vedeți o abundență atât de mare pe cât pe cum ați avut-o înainte, dar nu o vedeți voi, nu pentru că nu o aveți. Pentru că ați tot dat, iar acum a venit această perioadă, da? În această vreme, așa, acest moment, cum vreți voi să-i spuneți, în care voi trebuie să fiți și să deveniți mai egoiști cu persoanele din jurul vostru. Aici mă refer și la parte financiară, dar mă refer și la parte sentimentală. Aici nu vorbim doar despre partea financiară. Nu mai dați credibilitate tuturor persoanelor din jurul vostru, pentru că nu fac altceva decât să profite de voi. Voi, într-adevăr, ați ajuns în punctul în care vă rugați, crezând că cumva Dumnezeu v-a uitat sau crezând că Universul nu face dreptate sau ceva de acest gen, însă să știți că rugăciunile vă sunt ascultate și Dumnezeu este de partea voastră. Însă trebuie și voi să fiți un pic mai egoiști, pentru că toate acele lucruri de abundență vă așteaptă și le veți primi, dar abia în momentul în care deveniți un pic mai egoiști. Nu mai sunteți acele persoane de care să poată profita toată lumea. Nimeni nu spune să nu ajutați, nimeni nu spune să nu săriți în ajutorul celor care au nevoie, dar nu în așa manieră cum ați făcut-o până în acest moment, când toată lumea a profitat de voi, iar voi acum sunteți într-un moment de singurătate. Poate chiar dacă aveți o familie, un soț, o soție, dar vă simțiți singur sau singură în acest moment. Bun, haideți să vedem ce ne mai spun cărțile despre situația voastră. Aici văd că aveți o inițială de B sau de R, poate că la care voi i-ați oferit o cheie. Nu trebuie neapărat să fie cheia de la mașină sau cheia de la apartament. Poate să fie inclusiv faptul că v-ați deschis mai mult față de această persoană decât ar fi trebuit. Mai aveți o inițială de A care v-a întors spatele și aș putea să spun chiar că v-a cam și călcat în picioare. Hai să vedem. Fiți atentă la o persoană peste un punct, pentru că peste un punct poate să fie peste o oră, peste o zi, până între 1 și 4, da, mă refer, o oră, 4 ore, între o oră și 4 ore, o zi și 4 zile, o săptămână și 4 săptămâni, pentru că această persoană vine să fure din nou ceva de la voi. Posibil chiar să fie o persoană care este născută în anul 74, dar nu neapărat, sau 47, sau o persoană căreia îi place culoarea verde, sau poate chiar are ochii verzi, dar cert este că această persoană vine să fure ceva de la voi. Nu neapărat că fură în mod direct, dar poate să vă zic că dă-mi împrumut, dar să nu vă mai aducă înapoi lucrul pe care îl cere. Bun, hai să vedem și cu cărțile Oracol. Ce ne spun și cărțile Oracol în legătură cu situația voastră? Bun, în primul rând trebuie să fiți o persoană mai independentă, dar nu neapărat din punct de vedere financiar, cât independentă, adică să nu depindeți atât de mult de prieteni, de familie. Adică dacă vreți să mergeți la o cafea, de exemplu, sau să vă plimbați, nu trebuie neapărat să mergeți numai dacă vine prietena, prietenul sau mai știu eu ce membru al familiei, ci pur și simplu aveți simțiți nevoia de plimbare, plimbați-vă, pentru că nu se întâmplă nimic. Din nou va ieși cifra 4.
ești o persoană liberă, afirmă-ți independența și magia vieții ți va acționa. Conștiința deplină, a-ți cunoaște natura profundă, te conectează cu înțelepciunea totului. Da? Deci lucrurile acestea vin la voi dacă și voi conștientizați ceea ce se întâmplă. Solitudinea binecuvântată, în spațiul tău de solitudine și de tăcere devii lucid, lucidă, inspirat, inspirată și fericit, fericită. Deci da, voi într-adevăr aveți nevoie și de aceste momente de singurătate prin care treceți, pentru că așa se pare că înțelegeți de fapt ce se întâmplă în jurul vostru și înțelegeți ce persoane sunt benefice sau nu în viața voastră. Pentru că se poate întâmpla chiar dacă înainte v-ați dat seama că o anumită persoană nu merită atenția voastră, voi totuși ați continuat crezând că persoana respectivă se va schimba și lucrurile vor merge într-o direcție bună dacă stați de vorbă poate cu persoana respectivă, însă persoana respectivă nu a vrut să înțeleagă ceea ce voi ați încercat să îi transmiteți și să nici să nu vă gândiți că dacă veți mai încerca să spuneți acelei persoane anumite lucruri, persoana respectivă va înțelege. Nu. De asta este bine, oricum ar fi, din când în când, să aveți aceste momente de solitudine, aceste momente în care sunteți doar voi cu gândurile voastre pentru a înțelege ce persoană merită să intre sau nu în viața voastră. Din câte văd, aveți deja intrat în viața voastră o persoană cu ochelari sau va intra această persoană cu ochelari foarte curând în viața voastră și această persoană se dovedește a fi într-adevăr un prieten sau o prietenă de nădejde. Da, deci fiți atentă la cifra 4, tot ce înseamnă cifra 4, pentru că chiar dacă este vorba de 44, nu știu, vârstă, număr de casă, mașină, s-ar putea ca cineva dintre voi să fie într-adevăr zodia berbec și să aibă vârsta de 44 de ani printre cei care ascultați acest videoclip sau să fie, așa cum am spus puțin mai devreme, o zodie cornută, de ce nu, berbec, taur, capricorn și să aveți vârsta de 44 de ani. Da? Deci la voi văd că este un lucru, se poate întâmpla să aveți acum 43 și peste, nu știu, o săptămână, o lună, două luni, trei luni, cinci luni să faceți 44 de ani. Se mai poate întâmpla să aveți cifra 7 la apartament, la casă, la stradă, nu știu, așa, sau chiar să aveți un copil de 7 ani. Se mai poate întâmpla să, nu știu, sau să fi pierdut pe cineva foarte drag la o astfel de vârstă. Da, aici văd că sunt mai multe situații de acest gen pe care voi trebuie să le descoperiți și să fiți un pic atente la aceste lucruri, mai ales la inițiala 4, cifra 4. Dar poate că, hai să vedem, care inițiala, cum ar fi a patra, e A, B, C, D. Deci să fiți atenți la inițiala D, la persoane care au inițiala D. Probabil că acele persoane încearcă să vă transmită ceva, încearcă să vă spună ceva, încearcă să vă avertizeze cu ceva. Da? Deci se poate, mai văd aici inițiala F și A. Nu știu, acum voi știți mai bine decât mine. Da? Mai văd ceva legat de Egipt. Sunteți poate atrași de Egipt? Sunteți, poate cunoașteți pe cineva sau poate v-ați gândit să mergeți acolo? Poate să fie inclusiv o chestie care o gândiți. Da? Că sunt multe persoane care spun ce îmi doresc să merg într-un anumit loc. E, așa și voi, poate că v-ați gândit la un moment dat să mergeți în Egipt. De ce nu?
Sau poate chiar aveți o piramidă în casă. Da? Deci e ceva legat de Egipt aici, dar e ceva benefic, nu văd să fie ceva rău. Da, mai văd o sabie la voi. Dar este doar... voi cred că ați pierdut pe cineva, drag, sau aveți pe... sau se mai poate întâmpla ca cineva de aici dintre voi care urmăriți acest videoclip, țineți cont că este un videoclip, o etalare generală, nu personală, și nu vi se poate întâmpla tuturor, dar este posibil să aveți poate în acest moment sau urmează să aveți o persoană care poate este destul de bolnavă, chiar da, și să nu știți exact cum evoluează boala respectivă. Persoana respectivă poate să aibă inițiala L sau C, sau poate că are o astfel de boală cu inițiala C sau L, da? Nu știu, voi poate știți mai bine. Dar persoana respectivă își revine, deci chiar dacă e o boală care e un pic mai complicată, asta nu înseamnă că lucrurile vor merge într-o direcție negativă, nu. Își revine mai greu, dar își revine, ceea ce este foarte important. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, cei de la varianta numărul 1, și voi trece la varianta cu numărul 2. Hai să vedem pentru cei cu, de la Ulcica Roșie, ce vor să ne transmită cărțile. Da? Hai, cei de la Ulcica Roșie, situația voastră. De Ulcica Roșie, situația voastră. Bun. Aici, în primul rând, văd că vouă au fost furate sentimentele, în primul rând, și după care ați fost lăsate, părăsite, de către o persoană cu cifra 6 sau o persoană pe care voi ați cunoscut-o prin intermediul internetului, dar... o persoană care cred că este căsătorit, căsătorită, o implicat într-o altă relație de care voi nu ați știut și probabil ați aflat pe parcurs, iar această persoană a preferat să vă părăsească fără nici o vorbă. N-ar fi nimic exclus că această persoană nu doar că v-a părăsit fără nicio vorbă, dar pur și simplu să vă fi blocat direct pe rețelele de socializare. Voi așteptați niște vești din partea acestei persoane, dar mai degrabă aceste vești sunt pentru a vă lămuri de ce a procedat cum a procedat, decât că așteptați o reîntoarcere în adevăratul sens al cuvântului. Doar că aceste vești întârzie să apară. La un moment dat vor veni, dar mai durează. Această persoană în acest moment nu se simte suficient de pregătită pentru a vă da niște explicații. Voi veți începe, bineînțeles, o altă relație, doar că o veți începe cu destul de frică, cu destul de mare frică, în sensul că veți fi abandonați sau abandonate din nou. Veți începe această relație la distanță, sau deja poate ați început-o, dar este o relație la distanță. În acest moment, această situație și relație la distanță nu este nici în stânga, nici în dreapta, adică nici voi nu mergeți la persoana respectivă, dar nici persoana respectivă nu vine la voi. Chiar dacă se pune în discuție această problemă.
În unele situații relația este la început și încă nu s-a pus problema cine la cine merge, dar în alte situații, chiar dacă discutați și vorbiți cu această persoană de ceva timp pe rețelele de socializare, adică poate să fie vorba de o săptămână, o lună, un an, încă și se poate întâmpla încă să nu vă fi văzut, chiar dacă se pune problema la un moment dat să vă întâlniți, momentan văd că lucrurile stagnează. În permanență intervine ceva. Ori voi nu puteți merge, ori persoana respectivă nu poate să vină și așa mai departe. Voi cumva vă agățați mai mult de această persoană pentru că aveți această frică de singurătate. Frică, aș putea să spun, nejustificată. De ce? Pentru că sunteți înconjurați de persoane, aveți destul de multe posibilități. Doar că din cauza dezamăgirilor, din cauza lucrurilor care s-au întâmplat, aveți impresia că nu veți găsi persoana potrivită. Dar haideți să vedem de ce nu reușiți să vă întâlniți cu această persoană cu care comunicați. Da, este, nu reușiți să vă întâlniți pentru că este o persoană care vrea să facă lucrurile în maniera sa, să se întâlnească când vrea, cu cine vrea, unde vrea și așa mai departe. Este o persoană destul de impunătoare. Este o persoană care, degeaba îi spuneți voi, uite, mâine am timp, aș putea să ne vedem, pentru că o să vă spună nu. Nu pentru că nu pot eu sau ceva de acest gen. Da, deci cumva această persoană își dorește ca voi să fiți la dispoziția lui sau a ei și nu cumva să cădeți de comun acord. Își dorește să conducă relația, își dorește să conducă partenerul, partenera, pentru că n-ar fi nimic exclus ca această persoană să fie deja căsătorită sau implicată și această persoană într-o altă relație. Doar că această persoană, posibil să fie zodia berbec sau să aibă ascendent în zodia berbec, și atunci este o persoană care este mai impulsivă, dar care își dorește să dețină controlul. Bun, hai să mai vedem care este situația voastră. Veți primi vești. Veți afla niște lucruri despre această persoană de care v-ați despărțit, însă nu vreți să le credeți. Indiferent ce veți afla despre persoana respectivă, chiar dacă sunt lucruri nu tocmai drăguțe, dacă vine cineva și vă spune să știi că această persoană a fost în viața ta ca un adevărat șarpe, voi o să spuneți ceva de genul nu e adevărat pentru că s-a purtat cu mine foarte frumos. Dacă vine și spune vezi că ai cunoscut o anumită persoană pe internet și de fapt profilul este fals, la fel voi spuneți, nu cred așa ceva pentru că mi-a trimis nu știu ce fotografii și îmi dau seama că de fapt este persoana cu care comunic. Dar este o realitate destul de falsă. Este bine să nu credeți sub nicio formă această persoană pentru că este o persoană destul de mincinoasă, dar în același timp destul de imprevizibilă. Iubirea, experiența iubirii vindecă totul și deschide un drum al realizării, deci este bine să vă gândiți la iubire indiferent de situația prin care ați trecut. Frumusețea, a simți și a vedea frumusețea în fiecare și în orice față să face să înflorească puterea ta de atracție. Uitați-vă în oglindă și spuneți-vă, sunt frumoasă, sunt deșteaptă, sunt, da? Spuneți toate acele lucruri pozitive care vă fac să vă simțiți mai bine și mai împlinită. De ce? Pentru că în momentul în care veți înțelege și vă veți face această schimbare, în primul rând la voi, veți atrage automat alte persoane în viața voastră, adică persoane care să știe să vă aprecieze. Pentru că aici, din câte văd, voi v-ați cam
pierdut încrederea în voi înșivă. Și nu este ok acest lucru, pentru că fiecare dintre noi, voi cum vreți să mă exprim, este frumos în felul său. Chiar dacă ești o persoană mai plinuță, asta nu înseamnă că nu poți să fii frumos sau nu înseamnă că nu poți să fii frumos la interior dacă nu poți la exterior. Chiar dacă, să zicem, ești o persoană care, Doamne ferește, are un handicap, da? Asta nu înseamnă că nu poți fi o persoană frumoasă din alte puncte de vedere, da? Fiecare persoană este frumos în felul său, frumos, frumoasă în felul său, și trebuie să știți să apreciați frumusețea pe care o aveți, indiferent din ce parte vine această frumusețe. Pentru că frumusețea poate să fie și din punct de vedere intelectual, și da, dar depinde de fiecare cum știe să aprecieze frumusețea sau ce înseamnă pentru fiecare cuvântul a fi frumos. Proiecția, fiecare situație îți revelează o fațetă a ta însuți, transformându-te, realitatea ta se transformă. Deci da, deci dacă vă schimbați voi, și viața voastră se schimbă în bine. Pentru cei care totuși ați ascultat acest videoclip până la final, o să vă povestesc ceva și sper să puneți și voi în aplicare sau cel puțin să încercați. Am văzut un film, Călărețul fără cap, iar în acel film era o persoană care avea un carton. Pe fața cartonului era o pasăre, un colibri, iar pe spatele cartonului era o colivie. La acel carton era o oață, sper că într-o bună zi voi putea face și eu acel cartonaș ca să vi-l arăt mai bine, da? Și erau două, la cartonașul respectiv erau ață pe care puteai să o ții în mână, da? Și rotea acel cartonaș și aveai iluzia că acea pasăre, acel colibri sau ce era, era în colivie. Dar de fapt nu era în colivie, era doar iluzia optică. Ar trebui să faceți așa și voi cu gândurile voastre, pe o față un gând pozitiv și pe unul negativ, și să vedeți cum iluzia optică, cum îți dă o altă gândire. În loc să gândești lucrurile mult mai rațional, le gândești cam amestecate cum vrei tu. Da, deci de asta este bine să facem anumite exerciții cu gândurile noastre, pentru a vedea de fapt care sunt gândurile pozitive pe care noi vrem să le avem și ce vrem de fapt să atragem în viața noastră. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi, cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!